dimineața, dragilor! Fie că sunteți părinți epuizați care visați la o noapte întreagă de somn sau bunici care de-abia așteaptă să-și zmotocească nepoții, o nouă ediție a emisiunii Părinte la Fix este aici pentru a vă oferi o ancoră în tot ceea ce înseamnă bebelușală, teme pentru acasă și întrebări despre unde se duc șosetele dispărute în mașina de spălat. Eu sunt gazda voastră, Dana Istrate, și împreună cu specialiștii noștri vom descoperi că orice problemă de parenting poate fi întâmpinată cu o doză bună de umor și câteva strategii de negociere demne de un diplomat. Începe Părinte la Fix! Astăzi abordăm un subiect un pic mai sensibil, dar extrem de important, problemele de infertilitate. E momentul acela când realizezi că a face un bebe nu e chiar ca în filmele romantice, unde totul se întâmplă magic după o singură privire intensă. Deci haideți să vorbim deschis despre ce înseamnă atunci când conceperea unui copil devine mai mult decât doar să lăsăm lucrurile să se întâmple. Pentru multe femei și cupluri, acest drum se transformă într-o călătorie complexă, plină de vizite la medic, teste, tratamente și o mulțime de emoții amestecate. O avem alături de noi pe doamna dr. Mirona Furtună, medic primar, obstetrică, ginecologie. Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Da, într-adevăr, ne adresăm cuplurilor, nu numai femeile, ci și bărbații, vin împreună cu partenerele lor pentru diagnosticul și tratamentul infertilității. Din păcate, cam unul din cinci cupluri se confruntă cu această problemă, care trebuie adresată direct, față în față, cu un medic specialist, medicină reproductivă, ideal. Dar uite, de exemplu, când vin la dumneavoastră în cabinet femeile sau cuplurile, vin înainte să conceapă, să se gândească să aibă un bebe, sau vin când deja întâmpină probleme și ei nu s-au așteptat să aibă acele probleme și văd că nu se întâmplă, de exemplu, nu se obține o sarcină? Lucrurile sunt împărțite. Constat cu bucurie că mulți dintre viitorii părinți vin să-și facă un consult preconcepțional, însă, din păcate, în țara noastră, nu știu din ce motive, vârsta la care se adresează la medicul specialist este un pic mai înaintată față de restul Europei, de exemplu, Europa de Vest. Dacă acolo vârsta medie de prezentare la medic e la 30 de ani, la noi ajungem la medic doar la 32 de ani, cu 2 ani întârziere, și apoi dacă ai nevoie de tratamente de infertilitate, atunci e posibil ca mai vârsta, trec anii, nu? Da, vârsta la care vei avea copil să fie un pic mai înaintată. Dar lucrurile se rezolvă și oamenii devin din ce în ce mai conștienți că trebuie să se prezinte de vreme la medic atunci când nu reușesc să obțină un copil. Trebuie să înțelegem că dacă lăsăm așa timpul să curgă, este clar în dezavantajul nostru. Hai că bărbații, să zicem că sunt mai norocoși la capitolul acesta, dar noi femeile acolo avem o rezervă și cu ea mergem până când, la un moment dat, știți cum e, se termină resursele noastre. Așa este. În principiu, până la 35 de ani, dacă nu reușim să obținem o sarcină, după un an de contacte sexuale regulate, neprotejate, e recomandat să venim la medic. Sunt situații speciale în care este recomandat să venim mai repede la medic, de exemplu, dacă ne știm cu tot felul de boli, de exemplu, ovare polichistice, endometrioză, afecțiune ale trompelor uterine, este recomandat să venim mai repede la medic. După 35 de ani, rezerva noastră începe să scadă abrupt, nu numai din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ, și este recomandat să venim după 6 luni. La 40 de ani ar fi bine, atunci când ne dorim să concepem copii, să venim direct la medic pentru ajutor. Sunt femei care, să zicem așa, se gândesc că, ok, pun accentul pe carieră, dar nu sunt pregătită acum în acest moment al vieții mele să fac un copil, da? Și atunci mă gândesc, poate vreau să devin mamă, dar vreau să devin mamă mai târziu, că așa ne gândim, să avem stabilitate, să avem niște bani puși deoparte acolo, să-i asigurăm copilului ce are nevoie. Și atunci se practică, de exemplu, nu știu, prelevarea de ovocite. Da. Da, și aici este o tendință
care ne surprinde și de fapt nu ne surprinde, ar, n-ar trebui să ne surprindă. E bine că se gândesc la asta? E bine că se gândesc, da. Și le recomandăm pacientelor, ideal sub 38 de ani, dacă nu își doresc o sarcină imediat, să-și preleveze ovocite, în felul ăsta au un fel de asigurare pentru fertilitate. Uh-huh. Și atunci, ulterior, poți să folosești acele ovocite pentru a obține o sarcină după ce ți-ai definitivat planurile de carieră și familiale. Așa este. Când vine vorba de infertilitate, e un diagnostic greu. E destul de dificil așa de gestionat pentru că vine la pachet cu multe, multe emoții, desigur. Dar când se pune acest diagnostic de infertilitate? Și uite ce șansă au cuplurile, da, care au primit acest diagnostic. Și aici mă refer la acele proceduri, da, de inseminare și de, nu, de fertilizare in vitro. Diagnosticul de infertilitate se pune în momentul în care avem lipsa unei sarcini după acel an de încercări, încercări, da. Sau după 6 luni de încercări, sau dacă avem o cauză clară. În momentul acela, cuplul se consideră infertil. Începe un plan de investigații care stabilește cauzele infertilității. Și în funcție de cauzele pe care le descoperim în cuplu, dăm tratament țintit, corectăm și creștem șansele de a rămâne însărcinați prin diferite proceduri de reproducere umană asistată, de, cum ați spus, inseminarea intrauterină sau fertilizarea in vitro, sau pot fi și mai simple, de exemplu, ciclurile de stimulare ovariană cu monitorizarea ovulației și contacte sexuale dirijate. Se pornește de obicei de la simplu la complicat. Complicat pentru noi neînsemnând atât de complicat. Nu e chiar NASA Science. Așa acum, este, așa în este. Secolul nostru, în secolul să faci fertilizare in vitro. Avem deja 10 milioane de copii la nivel mondial obținuți prin fertilizare in vitro. 10 milioane de vise, dacă stăm să ne gândim așa, nu? 10 milioane de minuni. De minuni, așa, da. Este. Pentru că lucrați cu minuni acolo în laborator. Da, sunt minuni și sunt rezultatul dragostei dintre doi oameni. Așa este. Când vine vorba de cauze, avem așa cauze clare și cauze mai puțin clare ale infertilității? În principiu, cauzele se împart în cuplu. În 30% din situații sunt de origine feminină, 30% masculină, 30% sunt... La comun, așa? Sunt la comun, da. Și 10% este denumită infertilitate idiopatică, de cauză necunoscută. Asta nu înseamnă că nu e cunoscută, că nu există o cauză, ci că prin mijloacele de diagnosticare comune nu o identificăm. Evident, sunt defecte subtile, de cele mai multe ori genetice, defecte care țin de embrioni și care, în prezent, pot fi detectate în urma efectuării fertilizării in vitro, pentru că noi putem efectua acele testare teste, genetică, da? A embrionilor. Putem preleva celule de la nivelul embrionului și le putem analiza aranjarea și numărul cromozomilor. Care sunt pașii, de exemplu? Dacă un cuplu dorește să vină să investigheze o anumită problemă, da, să vedem, să le eliminăm, să obținem o sarcină până la urmă, nu, să avem un bebe sănătos, ce se de analize este recomandat sau care sunt pașii, care este protocolul? Protocolul este relativ simplu dacă este explicat într-adevăr step by step. În primul rând facem niște analize preconcepționale care ne arată dacă acel cuplu este într-o stare de sănătate generală și investigăm partenera, investigăm rezerva ei ovariană și hormonii implicați în reproducere. De asemenea, verificăm dacă sunt prezenți sau nu anumiți germeni care pot afecta procesul de implantare și integritatea tractului genital intern, pentru că trebuie să se întâlnească ovocitul cu spermatozoidul și să fie chimie între ei. Să fie chimie, da. Așa este, da. Așa.
partenerul beneficiază și el de o serie de investigații mai puține aparent față de mai simplu la bărbați. Mai simplu, da, el la el analizăm spermograma, mai mulți parametri și verificăm și la el dacă există anumite afecțiuni virale care pot fi transmisibile. Când vine vorba de partea asta emoțională, cum ar trebui sprijinit cuplul când trece prin, uite, tot felul de analize, de teste, de așteptări, de întrebări, de teste de sarcină după aceea, de, nu știu, o concretizare de un telefon acolo de la spital să spună că e tot în regulă și că o să aibă un bebe? Cuplul trebuie sprijinit, în primul rând trebuie discutat și comunicat foarte mult cu ei, trebuie să ai grijă să le seteze așteptările, să-i previi cu privire la ce urmează să se întâmple, la ce te aștepți, să-i ridici atunci când aparent primesc un diagnostic nefavorabil, să le zicem așa, da. Și să găsești soluții pentru ei. Okay. Și întotdeauna pornești cu partea pozitivă și îi ții acolo pe drum și dacă te străduiești zi de zi pentru ei, observă lucrul acesta și merg mai departe. Da, o vorbă bună, o îmbrățișare, un sfat, la vremea lor. Și suntem o echipă întreagă. Normal. Care ne ocupăm de acest aspect. Așa este. Tragem o concluzie așa la discuția noastră de astăzi, apropo de problemele astea care, uite, planează așa asupra unor cupluri. România e fertilă, ne dorim cât mai mulți copii. Și cred că nu există obstacol pe care, cel puțin în domeniul meu, nu cred în obstacole. Da, avem medici cred foarte buni. Cred în soluții. Avem echipă puternică acolo, așa că sunt sigură că o să avem și bebeluși sănătoși. Așa că Doamne ajută să se întâmple cât mai multe minuni. Mulțumesc tare mult, o să rămâneți alături de noi, pentru că urmează, dragilor, să aflăm știri calde, călduțe, știrile părinților. Avem o rubrică foarte interesantă. Apropo, dacă n-aveți timp să stați să citiți știri, vi le aducem noi. Da, știu că sunteți ocupați, aveți copii, aveți nepoți, așa că mai bine vă facem noi așa un sumar rapid și vedem ce se mai întâmplă apropo de copiii noștri, apropo de tot felul de noutăți. Și vin noutăți despre indemnizația de creștere a copilului. În acest an vor crește, la o dată ce va fi anunțată de guvern, atât indemnizația pentru creșterea copilului, cât și stimulentul de inserție, care sunt indexate în fiecare an cu rata inflației. Potrivit Institutului Național de Statistică, pentru acest an se aplică un procent de 13,8% la sumele în vigoare până acum. Uite că este o veste bună, dacă rămân banii acolo, nu-și face inflația de cap și putem să luăm cât mai multe lucruri pentru copiii noștri. Astfel, indemnizația minimă de creștere a copilului ar trebui să crească de la 1495 de lei la 1701 lei. În 2024, indemnizația pentru creșterea copilului în România va varia între 1495 și 8500 de lei, bazată, după cum bine știți, pe 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului. O noutate anul acesta este faptul că luna tatălui, da, se extinde la 2 luni. Dacă tatăl nu solicită acest concediu, indemnizația nu se va mai plăti pentru ultimele 2 luni din perioada de concediu. Și indemnizația de creștere a copilului pentru părinții de gemeni, tripleți și multipleți a fost majorată cu 50% potrivit unui proiect al Ministerului Muncii adoptat de guvern la 14 septembrie 2023. Așa că, uite, vin vești foarte bune, nu? Vi se pare un lucru interesant, nu? Apropo de asta, avem vești bune și de la Primăria Sectorului 3, care lansează proiectul Oferim Constanță pentru Sport de Performanță, da, pentru că vrem să avem copii sănătoși, să-i obișnim de mici cu sportul. Primăria Sectorului 3 îi va sprijini pe copiii ce practică un sport de performanță, oferindu-le un voucher de 250 de lei pe lună per beneficiar. Au început înscrierile în acest proiect dedicat elevilor din învățământul preuniversitar cu domiciliul în Sectorul 3.
Scopul, bineînțeles, acestui proiect este acela de a sprijini și de a încuraja practicarea sportului de performanță în rândul copiilor. Înscrierile sunt deschise de astăzi și se pot face până la finalul acestei luni. Aceste vouchere vor fi acordate pentru trimestrul al doilea al anului în curs, furnizând un sprijin financiar constant pentru tinerii sportivi. Dacă vreți să vă înscrieți, trimiteți o serie de documente pe adresa de e-mail sportarundprimarie3.ro și, bineînțeles, o să găsiți acolo pe site-ul primariei3.ro toate detaliile despre cum puteți obține aceste vouchere. Ei, și trecem așa un pic mai încolo, așa, spre Japonia, unde avem un studiu foarte interesant despre impactul dietei sărace în fibre în timpul sarcinii. Au zis, doamna doctor, nici nu credeam că da, se poate corela așa ceva. Haideți să vă povestesc mai multe. Un studiu recent desfășurat în Japonia a evidențiat riscuri semnificative asociate cu o dietă săracă în fibre în timpul sarcinii, afectând dezvoltarea neurologică a copilului. Iată, cercetarea implica monitorizarea 76.000 de perechi mamă-copil din Japonia, unde s-a constatat că doar 8,4% dintre gravide consumau cantitatea recomandată de fibre. Rezultatele au arătat că bebelușii născuți de mame cu un aport scăzut de fibre prezentau întârziere în dezvoltarea creierului, afectând comunicarea, abilitățile sociale și gestionarea problemelor. Până acum, femeile însărcinate erau încurajate să consume fibre pentru o digestie mai bună și evitarea constipației. Totuși, acest studiu subliniază o corelație directă între aportul de fibre și dezvoltarea neurologică a bebelușului. Se recomandă un aport zilnic de 25 de grame de fibre, iar pentru femeile însărcinate, recomandarea este de 28 de grame pe zi. N-aș fi zis așa ceva, uite cât de important. Asta este știrea care îmi place cel mai mult, vreau să fiți atenți. Munca unei mame, este un studiu din SUA, este echivalentul a 2,5 locuri de muncă cu normă întreagă. 2,5 locuri de muncă cu normă întreagă. Un nou studiu realizat în Statele Unite ale Americii a dezvăluit acest lucru. Conform cercetării, mamele depun un efort enorm lucrând în media, ascultați aici, 98 de ore pe săptămână, dublu față de media unui program de muncă obișnuit. Studiul care a analizat rutina zilnică a 2000 de mame cu copii cu vârste între 5 și 12 ani care s-au întors la locul de muncă a descoperit că ziua lor de lucru începe la 6:23 și se încheie după 20:30. În plus, weekendurile sunt adesea la fel de solicitante ca și zilele săptămânii. Participantele la studiu au reportat că au în medie doar 1 oră și 7 minute pe zi pentru ele însele, timp pe care îl petrec în principal pentru treburi casnice sau pentru a-și lua un scurt moment de relaxare, cum ar fi un duș. Deci, ați înțeles, da? Deci moment de relaxare pentru treburi casnice și pentru un duș. Da, nu mai zic nimic. Mi-a ajuns această știre. Să nu mai auzim acea întrebare, dar dragă, de ce ești obosită? Ei, uite, de aia sunt obosită. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor, că ați stat alături de noi și vă mai așteptăm cu mare, mare drag. La părinte, la fix. Și eu. Ne-am și amuzat așa pe final. Da. Așa, am râs un pic amar. Ce să facem? Asta este. Luăm o scurtă pauză și revenim.